Bună seara, excelența voastră, doamnă ambasador, excelențele voastre, doamnelor și domnilor, reprezentanți ai Corpului Diplomatic acreditat la București, stimați participanți la acest eveniment, aș dori în numele Guvernului României, al membrilor săi aflați aici și în numele României să adresez felicitări cu câteva zile înainte de Sărbătoarea Națională a Republicii Populare Chineze și să arăt satisfacția României pentru cei 65 de ani de relații diplomatice, politice și în ultimul timp și economice extrem de apropiate. Vreau să spun că apreciez foarte mult modul în care Guvernul Chinei, primul ministru Li Keqiang, delegația pe care domnia sa a condus-o, au fost la București, am organizat împreună summitul China-Europa Centrală și de Est și am stabilit la nivel bilateral și la nivel regional importante proiecte pentru dezvoltarea României și a țărilor noastre vecine. De altfel, din momentul în care am preluat funcția de prim-ministru, în primul rând am vrut să învăț de la alții. Am văzut că Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au un parteneriat strategic cu China. Și am spus că dacă Statele Unite și Uniunea Europeană au un parteneriat strategic cu China, e bine să avem și noi. Am văzut că doamna cancelar a Germaniei, doamna Merkel, în cei aproape 9 ani de când e cancelar, în fiecare an a fost în vizită la Beijing cu o delegație economică și m-am gândit că dacă așa face doamna cancelar, așa trebuie să fac și eu. Am văzut că putem aici, la poarta de intrare în Uniunea Europeană, pe ceea ce oamenii cu viziune construiesc ca o nouă cale a mătăsii a secolului 21, România poate să constituie un pilon important, un pilon în primul și în primul rând de stabilitate pentru o regiune atât de tulburată în ultimul timp, dar și un loc de dezvoltare economică și o poartă de intrare a relațiilor economice pe care China, a doua economie a lumii, le are cu Uniunea Europeană. Din toate aceste motive, consider că prietenia, relația politică, relația economică, relația culturală pe care o dezvoltăm între România și China este în folosul ambelor țări. Și mai este un motiv special. De fiecare dată când am fost în China, am descoperit respectul, admirația pe care foarte mulți din liderii mai vechi sau mai noi ai Chinei o au încă pentru România, pentru filmele și arta românească, pentru relațiile pe care noi le-am avut, pentru produsele românești. Mi-aș dori foarte mult ca noua generație de lideri și din România și din China să păstreze, să dezvolte această relație și să putem să aducem popoarelor noastre, e adevărat, un popor ceva mai mare, cel al Chinei, un popor ceva mai mic, dar mândru și puternic al României, prosperitatea, liniștea și speranța pentru viitor de care avem nevoie. Încă o dată felicitări Republicii Populare Chineze, felicitări excelenței sale, doamnă ambasador, tuturor membrilor ambasadei Chinei la București pentru relația excelentă pe care o avem cu toate structurile guvernamentale și Mrs. Ambassador, if you invite me next year, I will be here to congratulate you. Thank you very much. Sim, sim.